Până atunci v-am spus că deja și-a schimbat look-ul, v-am spus despre cine este vorba, dar nu știm dacă o mai recunoaștem. Într-o altă prezentare, nimeni alta decât Carmen Negoiță. Hai, Iulică! Bună, Carmen! Bună, bună, Cătălin! Să știi că m-au păcălit colegii mei, mie nu mi se pare că e nicio schimbare, ești la fel. Da, mulțumesc. Nu știu dacă e de bine sau de rău. Nu, e de bine, e de bine. Dar unde trebuie să fie schimbarea? Ți-ai făcut două bucle? Nu. Dar? Mi-am schimbat, m-am făcut mai blondă. Aaa, și noi bărbații niciodată nu observăm micile nuanțe. Exact. Asta schimbările se fac doar pentru femei, nu pentru bărbați. Perfect, dar femeile fac schimbările astea când vor să le demonstreze ceva și bărbaților. Ia uite-o pe asta! A? Nu, eu știu că femeile se aranjează și se își fac schimbări doar pentru femei. Bărbații oricum nu observă detaliile astea. Bine, dar vreau să mai spun încă ceva și te rog să iei un loc aici pe canapea, dar vreau să fii sinceră cu mine și să-mi spui în felul următor. E adevărat că voi când vă duceți la o petrecere, o nuntă, un botez, așa, niciodată nu vă îmbrăcați pentru partenerul de lângă voi și vă îmbrăcați numai ca să vadă celelalte doamne cum arătați? Nu știu cum sunt celelalte femei, eu pot să vorbesc în numele meu, cred, da, ți-am zis, în general, din câte știu, femeile se analizează, bărbații observă mai puțin, dar eu mă îmbrac întotdeauna în funcție de cum arăt eu și cum mă simt eu într-o anumită haină. Da. Dacă mă simt sexy, o să-mi pun și am starea respectivă, o să-mi pun, bineînțeles, o fustă scurtă, o să fiu într-un anumit fel. Acum cum te simți? Bine. Asta îmi place, mă, când invitații se simt bine aici la emisiune, da, te simți și sexy, nu? Da. Sunt, am aici niște transparențe, dar sunt mai discret astăzi. Exact, niște transparențe discrete doar pentru cine trebuie când trebuie, nu? Pentru cunoscători. Exact, și pentru cunoscătoare. Exact. Că se uită și zic că acum cunoscătoare, uite mă ce bine arată. Nu, am zis genul neutru, acum am vorbit și pentru femei și pentru bărbați. Uite mă ce bine arată mă asta, Negoiță, mă ce bine arată, nu, deloc nu s-a schimbat, nu? Mă, eu zic că m-am mai schimbat, sper. În bine. În bine, da. Corect, întotdeauna ne dorim să ne schimbăm în bine. Ce ai mai făcut în ultima perioadă, draga mea? Multe, alerg încoace și încolo. Momentan sunt pe meleagurile noastre. N-am plecat foarte mult, dar în rest muncesc. Am tot felul de proiecte și a fost o perioadă destul de agitată. Aștept să vină sărbătorile, să mă mai liniștesc, să vină copiii în vacanță și să fiu așa mai relaxată. Pentru că, iată, oameni buni, Carmen Negoiță a fost la fermă, un nou început și după acea experiență, ce credeți? Și-a deschis o fermă. Nu e adevărat? Nu. Mi s-a părut mișto. Mi s-a părut fain așa să zic, știi, adică mi s-a părut. Da, cine știe, poate o să fie un plan. Nu mi-am deschis încă fermă. Păi da, dar dacă tu te-ai apucat să deschizi un business cu plovere croșetate de mătușa ta, nu e ca la fermă? Nu, da, n-are așa legătură, de da, ce trebuie să fie? Da, e adevărat ce am auzit? Da. Încă nu i-am dat drumul, este în lucru. Mi-a plăcut mie ideea asta și știam că ea este pasionată și am încercat să facem amândouă un fel de pasiunea ei cu pasiunea mea pentru styling. Eu o să le îmbin în mai multe stiluri puloverele respective, iar ea le lucrează manual. Superb, manual, da? Da. Croșetate. Croșetate și durează să lucrezi un pulover 4-5 zile. Deci cu Andreaua. Exact. Perfect. Da. Ai trei comenzi de la noi, eu, Ciucă și Nicolăină, dacă se poate, face cu vestuță, cu... Vestuță? Dar nu? Cine mai poartă vestuță? Dar de ce vrei vestuță? Cine mai poartă vestuță? Să fac un model mai actual. Da, ceva așa pentru 2020. Da. În decembrie spuneai că vin copiii acasă și că ăsta e momentul pe care l-aștepți. Da. Mai avem 3 săptămâni. Sunt la studii în străinătate, nu? Da. Unde sunt? În Anglia, la vreo 2 ore de Londra, într-un sătuc foarte drăguț, foarte liniștit. Deci sunt la țară în Anglia. La țară, fix la țară, da. Două blocuri în tot orașelul respectiv, foarte mulți bătrâni, nu prea au unde să petreacă foarte mult. Te-ai asigurat tu că nu sunt cluburi, că e totul safe. Stai liniștit, că-s la 2 ore de Londra și sunt, dar trebuie să iasă cu semnătura mea, adică mama trimite mail dacă poate să iasă din boarding sau nu, așa și? Și mama e modernă, când vrea să-i lasă, îi lasă. Și îți cer de semnătura asta să-i lași? Mai cer, la vreo câteva săptămâni mai cer. Mai mamă, dor. Lasă-ne să ieșim și noi de aici de la școală, mamă. Da, am înțeles că după ce a plecat cel de-al doilea copil la studii în străinătate, o lună de zile ai fost... Da, am fost așa puțin... Neom. Da, am răcit, am și răcit, am făcut de toate. Am fost puțin dată peste cap, îți dai seama că e așa ciudat dintr-o casă plină să rămâi singură.
Dar, din fericire, eu am rudele pe lângă mine, mama, sora mea și foarte mulți nepoți. Și atunci tot timpul mai veneau pe la mine și eu plec. Umblu mult și atunci ne stând pe acasă, am și început să ies mai des. Atunci nu, am încercat să nu simt atât de tare această rupere. Nu știu, așa am simțit-o puțin. Cumva. Dar a fost că... greu cu casa goală. Foarte greu. Te duceai deci și nu mai auzeai gălăgia cu care ai obișnuită, încercam forfota. Încercam să vin cât mai târziu, să fiu atât de obosită, să mă culc și să mă trezesc să plec de acasă iară. Avionul ăsta ce semnifică? Pentru că avem un tatuaj nou, e nou? Este de anul, da. Este, deci, relativ nou, da. Relativ nou, e un avion, adică? Pasiunea mea pentru călătorii. Deci știu toată lumea că sunt o pasionată, deci aș putea să stau în avion în fiecare săptămână și atunci ca să-mi... reamintesc, nu știu, eu de, și asta e dorința mea, să călătoresc cât mai mult și să văd toată lumea. Mi l-am făcut aici ca să, nu știu, cumva să mă motiveze să muncesc mai mult, să fac mai multe chestii pentru această pasiune. Super tare, adică da. Practic tu când conduci sau când ești în, la volan sau ceva, vezi aici avionul și zici, opa, astăzi n-am mers cu avionul, trebuie da, să mă duc. Trebuie să muncesc mai mult, trebuie să trag mai tare. Ca să văd exact ce fac. Și a apărut un inel, de fapt îți două. Două, da. Și ce înseamnă? Ne dai o veste? Haide, Carmen. Nu, te rog. Dă-ne o veste și spune-ne. Poate o să vă surprind în curând, dar momentan n-am nicio veste să știi din punctul ăsta de vedere. Da, când o să fie, o să ne surprinzi. Da, cu siguranță. Perfect. Îți doresc sărbători fericite alături de familia ta, pentru că ei urmează să vină și cei care vor să te urmărească pot să o facă pe Instagram, Carmen Egoiță. Așa este. A, și am o surpriză. Te rog. Am o surpriză. Ne plac foarte... surprizele. Pentru că tot ai pomenit de schimbările mele, astăzi, acum o oră, am lansat un concurs și pe Instagram și pe Facebook-ul meu, Carmen Negoiță, mă găsiți peste tot, pentru a face fericită o doamnă, o domnișoară acum de sărbători, vreau să-i ofer împreună cu salonul la care are grijă de părul meu, să le oferim o transformare de look. Superb, deci da. Carmen Negoiță vă așteaptă pe Instagram, pe Facebook și, cine știe, puteți să beneficiați de această schimbare de look. Da, facem poze împreună. Perfect. Facem și poze. Carmen, îți mulțumesc mult că ai trecut pe la noi și te mai așteptăm. Și eu mă bucur că te-am văzut. Chiar n-am mai fost de mult. Te mai așteptăm. Vino, dăm voie să te îmbrățișez încă o dată și să-ți mulțumim mult de tot că ai fost la noi și la emisiune. Mulțumesc.